La data de 7 iulie, polițiștii din Bacău au acționat pentru săvârșirea și combaterea delictelor silvice. În baza mandatelor emise de judecătoria Bacău, au efectuat 28 de percheziții domiciliare la locuințele unor persoane cu vârste cuprinse între 30 și 60 de ani din comuna Arăcăciuni, bănuite de săvârșirea infracțiunilor de tăiere ilegale și furt de arbori. În urma acțiunii, polițiștii au găsit 157,55 metri cub de lemn foc, 19,13 metri cub de lemn rotund rășinoase, 5 motofiere straie și au pus în executare 16 mandate de aducere. Materialul lemnos și bunurile identificate au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor, administrarea întregului probatoriu și tragerea la răspundere penală a persoanelor implicate.